foarte frumoase. Chirea acum la prima atingere de balon pentru Speroni. Speroni este deposedat fără a fi faultat de Bumba. Bumba pentru același Amauri. Amauri intră în careu. Este golul lui Buhescu. Gol! ASEA Târgu Mureș se descătușează. Bordoș, Jumis, Cauie. Un contraatac foarte rapid care se mută pe flancul stâng al Vazluiului. Este gol! 2-0 pentru FC Vaslui în minutul 41. Buhăescu se bucură. Foarte bine așezați în teren jucătorii lui Gigi Muțescu. Au și agresivitate. Dar să vedem cum se va descurca această echipă. Spunea cu atâtea absențe. Buhăescu caută din priviri pe Stanciu, dar și pe Tenvangera. Buhăescu acum poate șuta. Buhăescu! Gol! Gol Vasluiul! Minutul 19 marchează Buhăescu. Cadou, într-adevăr, un cadou primit de Wellington. Nu știu să profite de el. Și o recuperare excelentă a oaspeților, dar... Buhăescu, Antal, ai sare mingea în genunchi lui Antal, șut exact în brațele lui Niță! Gol Vasluiul, gol marcat de Buhăescu. Cheamă l-a primit pe Sânmărtean. Sânmărtean scoate jocul în dreapta la Milanov. Centrarea lui Milanov respinge Abrudan până la Raul Costin, care simulează acolo un șut. Sânmărtean, Adailton pentru Milanov, preluare bună a bulgarului Milanov și gol! Gol! Avea mingea sărită, merita să încerce un șut din acea poziție. Sânmărtean, pasa lui Sânmărtean, poziție regulamentară, la Buhăescu, Buhăescu, gol! Gol FC Vaslui în minutul 19. Preluare foarte bună, șutul puțin norocos, iată pasa lui Sânmărtean pentru Buhăescu. A tras plasat. Nu i-a rămăsese foarte, foarte bine mingea. Extraordinară însă pasa lui Sânmărtean, fotbalist de nivel internațional. Păcat că are 31 de ani, toate că în acest ritm, într-o astfel de formă, Sânmărtean poate ajuta echipa noastră națională în campania pentru Mondialul din Brazilia. Piatra Neamț, experiența cupelor europene. Dar un gazon, un teren care sunt familiarizați băieții lui Gabi Balint. Buhăescu s-a complicat puțin. Jumis faultat aici de Dumitraș. Nu avea prea multe opțiuni fundașul Ceahlăului în acea zonă de teren. La un pas de eroare aici Achim, presat de Buhăescu, foarte insistent Buhăescu. Este lovitură liberă pentru FC Vaslui. Urmonta absențele, mă rog, plecările lui Adailton Wesley și mai nou, iată, Marius Nicolae, cel care a dus echipa în spate cu golurile sale în turul campionatului. Greșește Gardoș, Buhăescu se totuși izolat, încearcă să protejeze și obține o aruncare de la margine. Pentru totuși Vasluiul a încasat doar două goluri în acest sezon de primăvară. Acum Stanciu, Buhăescu pasă Stanciu. Buhăescu în fața sa, Chiricheș, Buhăescu cu o centrare în forță, respinge Gardoș. Și este contraatacul pentru portarul Cerniauskas. Încă 10 minute și jumătate până la pauză. Deocamdată n-avem goluri în confruntarea dintre Steaua și FC Vaslui, să nu este timpul trecut. Iancu în duel cu Jumise la mijlocul terenului. An într-o contră cu Iasmin Latovlevici, câștigată de fundașul stâng al Stelei. O combinație nereușită a steliștilor, o pasă greșită a lui Kipciu, pătrundere acum a lui Buhăescu. Mingea este respinsă cu noroc de Chiricheș. Mingea trimisă acum la golul marcat de Steaua, Kipciu, și scoate Cerniauskas.
a semănat această incursiune, spuneam, a lui Chiricheș cu cea de la golul marcat de Kipciu în partida din tur dintre cele două echipe. Da, o pasă extraordinară, râpă Adi Popa. Apoi pentru Filip Rusescu, vine la primit, încearcă să joace din prima, i-a jucat terenul o festă. Buhăescu s-a întors bine și i-a trimis lui Antal, să-l vedem pe Antal, care are o viteză bună, dar întârzie foarte mult, îi trimite totuși lui Buhăescu. Buhăescu șutează în colțul scurt, dar pe căutarea egalării. Pasa este pentru Celeban, să vedem centrarea polonezului. Celeban trimite pentru Antal, devirea la colțul lung către Buhăescu. Buhăescu cearcă să obțină prin planul, scoate de Tărușanu, apoi ocazie uriașă pentru Stancen. Iauscas se folosește de avantajul faptului că poate să-și utilizeze mâinile. A prins cu siguranță Buhăescu, acum Buhăescu o pasă către Tenvangera, râpă, va încerca să-l blocheze și reușește. Corner pentru Fece. Raul Costin primește o pasă foarte grea, scapă din încercuire. Acum Haralambus. Sunt Martean, cu fața spre poartă. Sunt Martean, Haralambus. Să-l vedem pe cipriot. Nu este rea centrarea, Buhăescu. Buhăescu! Șutul egalizator vine din partea lui Jumis. 1-1, minutul 61. Am văzut pe Bârlădeanu reproșând ceva destul de autoritar și destul de vehement unui coechipier. Antrenorul Viorel Tănase a ieșit la el, a ieșit la margine și a încercat să-l determine să fie mai atent, mai pozitiv. Acțiune bună, Wesley este cu spatele la poartă și găsește vincul cu execuție din întoarcere. 1-1, Wesley egalează.